Deci era un gazon fantastic. Și l-au stricat două terenuri de fotbal, l-au stricat Hamas, au făcut un rahat de mol, să mă scuze, domnule. Când putea să-l facă în afara orașului, oriunde, un mol ca lumea, domnule, nu? Eu știu că l-au gazonat, eram la constructorul 64. Două terenuri de fotbal excelente. L-au stricat și era lege. Dacă strici o bază sportivă, trebuie să faci altul. Nu a avut nimic, nu a avut treabă nimic. Dacă vin eu! Nu,